Justiția lui Berceni. Povestea tânărului care se dă ca un copil întâlnește pedofilii lui Caejones și le dă poliției Bogdan Dinu la 24.07.2022, ora 10.21 de minute într o lume în care mulți își ating capul când apare o nedreptate sau nu. Văd eu că un tânăr din București încearcă să ne arate că poate fi altfel. Folosind un cont fals, apare ca minor, întâlnește presupuse pedofilii și apoi învață poliția. Așteptați ca justiția să vă ajute și să facă din oraș un loc mai sigur. Comercial. Vezi-si. Alexandru Constandachi are 31 de ani. Ziua lucrează în comerț, într-o corporație. Iar noaptea organizează acțiuni flagrante pentru a prinde pedofilii. Judecătorul Berniș spune că locul unde să a născut. Și oamenii nu-i caută. Ei vin singuri cu el comercial. Alexandru Constandachi, judecător al Berceni, cine sunt eu pe internet? Alexandra. Sunt Alexandra de 14 ani, un adolescent care nu înțelege ce se întâmplă acolo pe internet, nu înțelege pericolele și îi lasă pe bărbați să explice cum vor să fie prieteni și să mă conducă să merg fără să se întâmple, să am ceva, să aibă încredere în ei. Întotdeauna filme și apoi încărcați totul pe rețelele de socializare, unde justiția a compilat peste 6 milioane de vizite. Și în contul de adolescenții fictivi a primit zeci de mesaje de la oameni de toate vârstele. Alexandru Constantachi, judecătorul lui Berni, inițial nu am crezut niciodată că pot prinde un prădător. Am avut acest film în cap. A început singur pe această cale, iar alții să au alăturat la timp. Alexandru Constantachi, judecătorul lui Berceni, am un coleg de încredere, Alex, o fată care ne ajută în discuții, pentru că oamenii trebuie să audă vocea unei fete și există mai multe persoane în spatele camerelor care ne ajută. Alexandru Pre. Întâi am scris, îi am spus că, dacă am nevoie vreodată de ajutor, el mă poate scrie în tăcere. Justiția lui Berceni este un pedofil și învață poliția. Fiecare episod din The Justice of Berceni se încheie în secțiunea de poliție, unde persoanele care se întâlnesc cu Alexandra, în 14 ani. În funcție de probe, poliția poate începe o anchetă. Alexandru Pre. Prietenii apropiați ai lui Alexandru sunt conștienți.